În urma licitației organizate au fost semnate contractele pentru dezăpezirea drumurilor județene, iar cele două firme desemnate sunt pregătite să intervină în orice moment. Contractele pentru întreținerea drumurilor și dezăpezire sunt semnate, sunt practic două tronsoane, nu mai au fost trei tronsoane, sunt două tronsoane. Cele două firme care au câștigat licitația astăzi lucrează pentru întreținere de drumuri și sunt drumurile de care vă vorbeam că o să mergem pe ele să le vedeți starea în care se află acum după reabilitare. Și cu dezăpezirea este un alt test al meu, în modul în care mă voi implica și Consiliul Județean se va implica, pentru că e responsabilitatea directă a Consiliului Județean de a se implica ca circulația pe drumurile județene din județul Medin să fie făcută în condiții absolut normale. Dar nu uitați, județul este format din drumuri naționale, prin care Compania Națională de Drumuri au contract cu firmele de dezăpezire. Sunt drumurile comunale care intră sub autoritatea primăriilor și a primarilor de comune și sunt drumurile județene, adică drumurile care fac legăturile între comune. Alteori, aceste drumuri trec și prin interiorul comunelor. Dar eu cred că și primarii și toți suntem direct interesați ca bunul mers și bună circulație în județul Medin să fie făcută cum trebuie. Președintele Consiliului Județean Medin a realizat toate demersurile necesare pentru ca iarna să nu ne ia prin surprindere.